Motivul pentru care Isus a venit pe pământ a fost pentru că omenirea avea nevoie de un reprezentant în fața dreptății lui Dumnezeu, unul care să vorbească în locul nostru. Adam cândva a reprezentat omenirea și prin faptul că el a păcătuit, toți am păcătuit prin el. La fel, Isus, prin faptul că a împlinit toată legea, pe care niciun om nu putea împlini, el reprezintă în fața tronului lui Dumnezeu pe fiecare om care se încrede în el. Astfel putem sta în fața lui Dumnezeu fără frică și teamă, fiindcă nu stăm în fața lui Dumnezeu bazat pe abilitățile și performanțele noastre, ci bazat pe ceea ce El, Iisus Hristos, a făcut.